Moș Crăciun a fost aseară, bineveniți și în casele vedetelor. Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană le-au pregătit o surpriză minunată celor doi copii, Eduard și Maximus. Încărcat cu daruri, moșul a venit personal să-i bucure pe cei mici și mai ales să afle dacă i-au ascultat pe părinți. După un an tumultos, a fost un tablou de familie perfect. Cei mai mici membri ai familiei Bahmuțeanu-Prigoană au sărit imediat în ajutorul moșului. E drept, știau că vine încărcat cu daruri, așa că au prins putere și i-au făcut o primire călduroasă. Uite, Maximus, și le vreau să-ți arată pian? Pian. Nu pot să cred! Frățiorii se ajută între ei? Ce? Frățiorii, frații, se ajută între ei? Sunt nedespărțiți, iar de Crăciun au fost gazdele perfecte pentru invitații lor și ei încântați de cadouri. Au așteptat cu minți să le vină rândul. Eduard, mezinul familiei, s-a bucurat cel mai mult de îmbrățișarea moșului. Ia să vedem! O poezioară știe? Ai Moș Crăciun? Nici Maximus nu s-a lăsat mai prejos. A luat exemplul fratelui mai mic și chiar i-a împărtășit moșului un secret. Moș Crăciun! Să fii sănătos și spune ce vrei să te faci când o să fii mare. S-au bucurat să fie împreună de sărbători. După un an în care soții Prigoană au fost prinși într-un carusel al iubirii și au avut parte de dragoste cu năbădăi, în seara de Crăciun, familia a fost completă și fericită. Ați fost cu minți? Da! Noaptea să mâncăm tot, toată supica, da? Da! Iar când copiii sunt fericiți, ce mai contează? Certurile, cuvintele grele și răutățile dispar ca prin minune. O minune de Crăciun. La anul, văd-i cum se descurcă.